Până în minutul 27, antrenorul Steaua București a fost nevoit să facă toate cele trei schimbări, atât cheșerul Atovlevici și Rusescu părăsind terenul accidentați. Au fost faze care, în opinia mea, au influențat rezultatul. A fost roșu clar la Mureșan, penalti clar și roșu la Tănase. Mai fost niște faze care, atacuri de la spate, una chiar în bandă, aproape de mine. Acel genunchi în cap sau picior al lui aplicat de îndoie la cheșerul. Eu nu cred că antrenez pe nimeni să facă un joc dur. Eu le cer jucătorilor să fie foarte puternici în dueluri 1-1, dar corecți, și cred că astăzi au fost două accidente, dar pe fondul oboselii sau altceva, deci nici chiar acea lovitură la Raul Rusescu nu mi s-a părut de unde am văzut eu că ar fi fost ceva intenționat. Chiar am zis că a fost cartonașul galben gratuit dat. Chiar dacă formația bucureșteană a dominat începutul de partidă și ASEA a avut șansele ei, la finalizare Hura și Zicu, fără ca tabela să se schimbe, se intre la pauză cu 0-0. O degajare a lui Stăncioiu face ca mingea să ajungă la Accent în minutul 56, care nu ratează ținta. Se face 1-0. Cea mai mare ocazie a steliștilor este semnată de Tănase, care lovește imediat bara. Bucureștenii cer 11 metri la un fault în careu al lui Stăncioiu asupra aceluiași Tănase. István Kovács nu arată punctul cu VAR, ci dă galben de carului pentru simulare. Partida se termină cu două roșii arătate de central, Pârvulescu de la OAS, pe Cindoie de la Gazde. Am zis că dacă vom reuși să fim aceeași echipă cu distanțe mici între compartimente, destul de bine organizată și reactivă în momentul în care câștigăm mingea, Steaua va avea meci greu la Târgu Mureș și speram să câștigăm punctele. Și așa cum am anticipat, așa s-a și întâmplat. A fost un meci în care din nou ne-am creat destul de multe situații de gol. Din păcate încă ratăm prea mult. Dacă erau mai buni, recunoșteam și le spuneam. Cu toate că au o echipă bună, foarte bună, cu experiență, cu jucători buni, care au jucat au câștigat campionate. Noi ne gândim la noi să câștigăm meciurile, să avem parte de arbitraje corecte, să nu ne mai accidentăm. Și așa avem multe meciuri și avem nevoie de toți. În runda următoare, ASEA va evolua în deplasare la Chiajna, în compania celor de la Viitorul, luni 3 noiembrie de la ora 16.